Daniel va adresat sexual o femeie la finalul anului trecut, iar acum riscă o pedeapsă uriașă. Parchetul cere ca brazilianul să fie condamnat la 9 ani de închisoare pentru faptele sale care au avut loc în clubul Suton din Barcelona. Mai mult, fostul fundaș al formației de pe camp nou ar urmă să-i plătească victimei despăgubiri în valoare de 150.000 de euro.